Încă un șofer a fost descoperit sub influența substanțelor psihoactive. De această dată este vorba despre un tânăr de 26 de ani care a fost prins în trafic de către polițiștii biroului de poliție rutieră din municipiul Drobeta-Turnu-Severin. Tânărul a fost oprit în trafic pentru că nu purta centura de siguranță, însă la un control amănunțit s-a stabilit că șoferul se urcase la volan după ce a consumat cannabis. Ore 13 pe Bulevardul Revoluției din municipiul Drobeta-Turnu-Severin, un tânăr de 26 de ani din localitatea Șimian a fost depistat pe Bulevardul Revoluției din municipiul Drobeta-Turnu-Severin în timp ce conducea un autoturism sub influența unor substanțe psihoactive. Persoana în cauză a fost condusă la spitalul CFR în vederea recoltării de mostre biologice. S-a întocmit dosar penal sub săvârșirea infracțiunii de conducere pe drumurile publice a unui vehicul sub influența alcoolului sau altor substanțe psihoactive. Lunar, în municipiul Drobeta-Turnu-Severin sunt descoperiți circa 10 șoferi care se urcă la volan după ce consumă substanțe psihoactive. Din ce în ce mai mulți șoferi din rândul tinerilor consumă substanțe ilegale fără a se gândi la urmările pe care le pot avea, conducând autovehiculul într-o astfel de stare.